Aceasta este partea a doua de la tragedie la Seinfeld. Cum spuneam, nu mai trebuie să rezumăm, poți să asculti iar dacă vrei, că te interesează partea întâi cu antichitatea, cum a apărut teatru, ce a fost, ce. Dar cert este că dacă primul om medieval, ultimul om antic, evident că nu e chiar ultimul om antic, după el a fost Plotin, un mare, foarte mare filozof, și au mai fost și alți ceva poeți, care erau creștini, dar Plotin a fost ultimul academician. Academician însemna școala din Atena. Nu doar filozofie, el a fost filozof și se spune Plotin și Porfiriu, nu? S-au chemat Porfiriu, nu știu. Nu l-am citit, pe Plotin nu l-am mai apucat să-l citesc, oricum el era ca un fel de Platon, Socrate, de Platon cu Aristotel neo-modern, modern, filozof modern, care a sperat să... El s-a luptat efectiv cu Evanghelia, la un nivel foarte elegant, nu ca împăratul Iulian Apostat sau alții, de pe principiile filozofiei platonicene, probabil și aristotelicene, dar a fost învins. După el sau în timpul lui, Academia a fost închisă, deci studiile păgânești, mă refer filozofie, filologie, retorică, trebuie să. Și s-a mers pe sistemul lui Augustin, Biblia. Toate subordonate înțelegerii Bibliei, de fundamentalism. Care, deci se spune că cu Augustin s-a terminat antichitatea, lumea antică. Deci putem spune că Augustin era un om nou față de cei antici, față de Iisus, față de apostoli, față de Maica Domnului Maria, față de Iosif, tatăl Domnului, față de Tertulian, care l-a numit înainte, registrarea cealaltă, față de Perpetua. Deci Augustin, el efectiv a creat Evul Mediu, Evul Mediu, el l-a creat. Prin cărțile și viața sa, el a fost un tip care a studiat de mic, maică-sa era creștină, s-a rugat pentru el, taică-sa era păgân, s-a născut în Cartagina, Africa, se pare, și el a avut așa o viață. Deci, dacă pentru teatrul antic, am uitat să spun aici, cineva să înțeleagă teatrul antic, să citească Aristotel, Poetica. Dacă fără acea carte nu am putea înțelege teatrul antic foarte bine, acolo este spus foarte clar și de sfârșit și este foarte uimitor că din toată cartea Poetica, era un întreg sistem, dacă s-ar fi păstrat toată, ar fi fost extraordinar, s-a păstrat numai partea, ar fi cartea interioară despre tragedie, tot ce s-a păstrat. Dar ce era cel mai important? Dacă excludem Oda, Egloga, Idila, trebuie în astea. Poemul imnic, poemul pastoral, și el a fost tare, sau epopeea. Deci, dacă am putut să înțelegem și ce înțelegeau, dacă nu era mai târzie comedia, dacă Aristotel nu cumva n-o prins perioada comedii grecești. După aceea s-a făcut o grămadă, n-am vorbit despre tragedia romană și trebuie din astea, pentru că, din punctul meu de vedere, nu există. A scris Seneca, a scris tragedii, dar nu poți să spui că tragediile lui Seneca sunt la nivelul tragediei grecești sau că tragedia franceză tehnică este la nivelul tragediei shakespeariene, care a fost un om colosal, un om de la Dumnezeu, ca și Mozart. Deci au mai fost și alții, a fost Christopher Marlowe cu tragica istoria doctorului Faust, unde a fost Ben Jonson cu Volpone și nu numai, și altele, în perioada lui Shakespeare. Ba chiar Ben Jonson a scris dedicația de pe cartea lui Shakespeare, după ce Shakespeare a murit, a apărut un foliu, sau cum se zice, un octavo, toate piesele la un loc. Și ce încerc să zic eu este că
Așa a început Evul Mediu și Evul Mediu a început la început prin foarte multă ignoranță, prin confesiuni s-a încheiat Antichitatea, foarte bună carte, confesiuni, am citit-o toată, pe vremuri, și te ține lângă Dumnezeu. Și apoi a scris o altă carte, Augustin, de Civitate Dei, despre cetățuia lui Dumnezeu, care după aceea, efectiv, Meister Eckhart, în plin Ev Mediu, pe la 1300-1400, când a fost, a scris Meister Eckhart o noțiune, este o carte despre cetățuia din suflet. Deci, cumva, cu Meister Eckhart începe o recalculare a întregului Ev Mediu, ce a fost bine, ce a fost rău, nu? Deci, nu pot să spui că ea a fost bine, că ce-au făcut în Ev Mediu, că și-au făcut ei un fort și după aia lor început să iei împuște cu săgeți, cu sulit, apă fiartă, smoală, pe toți care încercau să intre. Deci Maestre Eckhart spune chestia aia, că dacă câștigi întreaga lume, dar te păstrezi pe tine, după mai pierd nimic. Și a fost multă ignoranță, multă omagiu și treburi din astea, pe aceea oamenii au început efectiv să... Pentru că asta face Biblia, asta este interesant. Unul din lucrurile care face Biblia, primul faptul că este o cutie neagră și un suflet al omului și al omenirii, planetei, cosmosului, putem spune, mai mult chiar decât Universul, vreau să zic că, cum să spun, ea te face să creezi printre altele, sau să trăiești, sau să te bucuri, să vezi ceva, să vezi ceva ce omul nu vede, care este doar spre postata lui, ca și cârtița de postata lui de săpat din pământ. Nu, și astfel oamenii au început efectiv să creeze mănăstiri, s-au făcut mănăstirile în secolul 250 cu Antonie cel Mare. Augustin s-a bătut 10 ani din viață cu manihei a lui Mane, care promovau un Hristos sau o religie spiritualizată făcută de doi Dumnezei, unul bun și unul rău, terbunii alea. Și el a fost un timp cu ei și după aceea s-a apucat să-i tot combată. Deci, nu, și asta nu e o treabă. E bine, lași oamenii în treaba lor și îți vezi tu de treaba ta, nu? Dacă crezi în Hristos. Și după aceea mama lui a murit și el atunci s-a dus, stătuse cu mama lui, se creștinase, avea și un copil din Flori, cum îl chema, că el la 17 ani a fost căsătorit, așa, se căsătoreau romanii și care nu interesa de Dumnezeu sau de noțiunile teologice ale vieții. A avut un copil și după aia s-a întors el ba la manichei, după aia la creștinism, trebuie din asta și au avut grijă de copilul lui, să nu știu ce, dar el a refuzat orice lucru lumesc și stătea cu mama lui, mama lui a murit și a stat acolo și efectiv a început să stea ca omul cel bun din Sichuan de vechi. A început să vină oameni la el, necăjiți, au avut grijă de aici, până când i-a zis, deci așa s-a făcut. Pe el nu l-a numit nimeni, nu, a zis cetatea, nu știu, Cartagina sau care, dacă sau... El s-a făcut, s-a născut în Hipona, nu? S-a născut în Cartagina. Oricum, se spune Augustin de Hipona. Cartaginea era acolo unde erau punii nordafrici, în Algeria. Și au venit și oamenii din orașul lui și au zis că vrem să fie episcopul nostru. Și așa a fost. Dar ce încerc eu să zic e că oamenii au început să creeze. Adică oamenii de mănăstiri te-au să cânte Kyrie eleison, Kyrie eleison. Și atunci, până când au venit, să zică stai puțin. Hai să cântăm cum cânta bunica mea. Când cânta, nu știu ce cânte, și zice Kyrie eleison. Asta putea să fie ceva doină grecească. Și astfel după aia a venit altul și a zis, hai acum, eu cânt așa Kyrie eleison. Și după vine, tu zi așa, când zic eu Kyrie, Kyrie, tu zici eleison. După aia zic eu ele, și tu zici și eu, tot așa. Până s-a făcut polifonia de la acest prim moment până la Dostoevski în creștinism. După aceea
Nu, ca să părăsim terenul religios, să ajungem la teatru iară. Nu, în plan estetic, odată cu reforma sau cu pre-reforma, au fost oameni care au negat valori care erau totuși valori creștine. Știi, nu poți să spui că Kyrie Eleison nu cânte creștin, dar care a preferat să cânte altceva și să respingă alte cântări mai vechi. Și se pune întrebarea care este limita, adică cei ce vor veni după noi, nu? Cumva ne vor respinge pe noi ca să-și păsteze pe ei ce au creat ei și pe ei. Și astfel se produce un fel de ruptură în ADN-ul umanității, știi? Măcar sufletesc vorbim. No, și ce sunt întrebat? Din aceste creații, oamenii au început să zică, oamenii care erau mai cuviciți, oamenii care erau mai cunoscători, preoți sau regi, trebuie, au zis, hai să prezentăm, deci noi citim Biblia, hai să prezentăm și poporului Biblia, că nu interesa de Oedip sau de Antigona pe vremea aia. Erau unii care copiau manuscrisele pentru că din diverse motive, dar nu se prezenta Antigona pe scenă în 1200, 1300, 1400. În schimb, se prezentau misterele și miracole. Miracole este acea scenetă de Crăciun irozii, cu copiii care zic că s-a născut Hristos și la un mal frumos și acolo și haideți că să ne rugăm și vine magii și ăia și uite că nu știu cum și hăi, hăi și nu știu ce. Nu, ăla este un miracol de iarnă. Și probabil că avea o noțiune destul de vechi, dar posibil să fie chiar creștin, să nu fie ceva mai vechi. Poate că a fost ceva, dar mai vechi. Dar probabil are adică are semnificația fiind de Crăciun, a fost o saturnală. Saturnalele se dădeau mâncare de Crăciun, de Saturn, ca să fie mâncare pentru toți oamenii, să nu rămână copiii fără mâncare. Pentru că e chiar sărbătoarea lui Saturn, dacă știu ce zic eu. Bun. Acestea sunt miracole. Și apoi în orașele mai bogate, au făcut niște scene așa de 20 de metri, numai cu miracole. Și se stătea acolo poporul și asta era foarte interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar oamenii se opuneau. Nu e interesant, 2000, când a fost la teatru la acolo. Domnule, deci era ceva sălbatic acolo. Deci era toată Evanghelia, Vechiul Testament, bine, ce se reprezenta din ea. De la un capăt puteai să vezi, e ca și icoanele, dacă știi, la greco-catolici, cu drumul cruci, jurul bisericii. Nu, așa este un mister. Vezi, dar poți să zici că vezi de la Crăciun până la înălțare. Toate scenele și făcute live. Deci, efectiv, erau oameni care urcau pe cruci, aveau Deus Ex Machina, trape, dispărea, învia, trebuie, apărea Mephisto, apărea nu știu care. Nu, era ceva fain. Ca un fel de literatură de aventuri de după ce s-a ieșit din Evul Mediu. Cum a fost Robinson Crusoe și alții. Mark Twain, nu mai trebuie să spunem, Odiseea Capitanului Blood, s-o grămadă. Ei bine, după aceasta, din aceste oameni au început să meargă la aceste spectacole și să le urmărească, probabil. Asta studiam în 2000 și încă studiam pe cont propriu pentru că nu ne prea preda despre misterul medieval. Nu m-am spus și am aflat și atunci am studiat și am citit în carte de teatru. Eu vreau să întorc teatrul la misterul medieval și miracol. Cum de altfel a întors filmul rusesc la așa ceva. Nu doar Tarkovski, nu doar în Tarkovski. Tot filmul rusesc îi întoarce la miracol. Și din filmul rusesc după aceea au fost influențe în multe școli cinematografice, pentru că filmul englez, adică filmul de limba engleză sau filmul american, nu e tot ce e, știi? E bine, ce se întâmplă mai departe? Oamenii, mergând la teatru, au început să se stileze sufletește.
să evolueze. Și este celebra acea noțiune din povestiri despre cutezători, Mihail Drumăș, se pare că a scris, cea la capitolul despre Leonardo da Vinci, că Leonardo da Vinci mergea la biserică, dar își făcea cruce cu stânga. Și el avea un sistem cu oglinzi, cu treburi, putea să citească cu oglinda, scria invers, ce făcea, cerneli simpatice, treburi. Și un alt lucru, se ducea, avea o coloană în biserică unde stătea, el era văzut ca un ciudat, ca un faust, ca să zic. Și acolo asculta slujba, deci era ceva, omul cel mai evoluat din istorie, care asculta cel mai simplu lucru din istorie. E acolo un superlativ. No. Și probabil că în paralel, odată ce se dezvoltă arhitectura, se dezvoltă pictura, Giotto, Leonardo, Trevi, Rafael, Parmigianino, toți ăștia, Mantegna, Masaccio, Tizian, mulți pe cel lor. Oamenii au început să... Deci s-au întâmplat felurite lucruri. Uite, de exemplu, s-a întâmplat istoria cu Romeo și Julieta, să zicem. S-a întâmplat cu Hamlet. Hamlet e personaj istoric. Prințul Hamlet din țara Danemarcei. Este în cronica lui Saxo Grammaticus pe la 1300, cred. Dar Shakespeare, cu nasul lui de dramaturg, de autor de scenă, a știut să facă din personajul barbar al lui Grammaticus, istoric, Hamletul istoric, a reușit să facă un om colosal. Pentru că în Saxo Grammaticus se scrie că el cu prințesa aia, în fine, numai de teatru nu a avut echip, dar în Shakespeare totul devine sublim. Mai departe, asta vreau să spun, oamenii au creat. Și putem spune că din novela italiană din Renaștere, trebuie din astea. Este o carte care a fost tipărită pe anul 60, cred, în România. Foarte interesantă. Deci s-a dezvoltat un gust care e un gust natural al omului. Se dovedește că teatrul este ceva natural. Reapariția teatrului nu a fost impusă de sus. A fost ceva natural. Adică este acolo o istorie cu un tip care trebuie să treacă un pod, un burghez, pardon, în Italia, ascentistă, și trebuie să plătească taxa de pod. Asta era pe la 1500, să zicem 1400, să vedea. Și își cumpără un coș de ouă. Și e istorioară comică. Și, doamne, nu vreau să plătesc darea de timp, de pod. Se gândește și își bagă, era foarte divertit, și își bagă ouăle în cracii pantalonilor. Și ca să nu mai zic de personajul Pantalone, am uitat și uitat de Comedia dell'arte, care a fost un teatru popular. Eu am mers la teatru văzând un spectacol de Comedia dell'arte la Sighișoara, pe o scenă, doar o scenă așa de, cum știu că era scena Răstignirii sau a Arcului lui Dumnezeu, cu niște, o fată și trei băieți, Arlecchino și trupa de Comedia dell'arte, au făcut foarte frumos, am zis, bă, e ceva aici. Mie mi-a plăcut mai mult arte plastice, dar nu simțeam că pot, nu că nu știu ce, nu aveam pregătire. Și am zis, că poate aici aș putea să fac. Și m-am dus la teatru și am intrat, dar după ce am vrut să ies. Mai departe, teatrul e o lume frumoasă dacă îl vezi pe scenă. Cât mai departe, să nu fii sub scenă. Mai departe, ce vreau să spun în felul următor. Omul ăla să treacă pe pod, nu știu, plătit taxă numai pentru el, să nu a plătit deloc dacă nu avea marfă. Și
Și ăia l-au lăsat să treacă, ce-a făcut și când s-a ajuns pe altul celălalt, ce-a zis, oh, pantalone, ce faci? Oamenii ăia se salutau, excelență, ta marchize, sirei, nu știu ce. Mai era polichinele și treburile astea. Și zice, oh, excelență, ce mai faci, nu știu cum. Și ia, hai să vorbim puțin și zice, ia loc aici și trântește pe un scaun și sparge toate ouăle. Pantalon și cum să zic, el nu poate să zică că nu mai poate să stea, e tot nenorocit și stă acolo ca să nu zică că o trișat. Deci, chestii dramatice, vezi? Dramatic, comic. Se întâmplă chestii care înseamnă alte chestii. Se întâmplă lucruri practice care înseamnă lucruri morale chiar mai mult. Nu? Nu, și din această lume, în lumea comediei de arte, lumea teatrului medieval, comedia de arte după Teatrul Misterilor și Miracolului, apar oameni care încep să scrie pentru, probabil, scene, trebuie. Teatrul antic încă nu se juca. Și după aceea a fost, odată cu tiparul, a început să se publice cam orice. Și să zicem că a fost Christopher Marlowe care a scris tragica istoria doctorului Faust despre Johann, nu știu cum Faust, cum chema pe tipul ăla, născut în aproximativ 1480, cu 2 ani înainte de tipărirea Bibliei lui Gutenberg, prima carte tipărită din istorie în Occident, în Europa și în vest. Și a trăit pe la aproximativ 1540. A fost un medic care a refuzat să fie doctor în teologie pentru a fi doctor, s-a numit doctor în medicină și atunci a zis, bă, tu ești cu necuratul. Și a scris, cum ar fi Marlowe, probabil așa a apărut, a scris, nu știu, poate, ghicesc, merg în întuneric, știi? A scris Marlowe, tragică istoria doctorului Faust, și a apărut efectiv, a apărut un personaj din contemporaneitatea acelei vremi, în teatrul acelei vremi. Nu se mai întâmplase din antichitate, de la, să zicem, Antigona, nu? Și după aceea s-a născut Shakespeare, care Shakespeare a fost, este ca Eminescu al nostru, el a fost suflor, a fost actor, a fost de toate și apoi a trecut să scrie ca și David Varg Griffith, care s-a dus la studiourile de film, anii 1910 sau când s-a dus, și de la, l-a pus acolo în colțul ecranului, așa, să care de nu știu ce de cameră, până când a ajuns marele regizor al Americii și al lumii, dintre cei mai mari. Prima intoleranță, nașterea unei națiuni și mugurii zdrobiți, ținând așa până în lumină. Ei bine, și ce se întâmplă mai departe? Și efectiv s-a născut Shakespeare, care este numit, dacă azi dimineață ziceam de Swan al lui Marcel Proust, acum spun de Lebăda din Avon. The Swan of Avon, Stratford upon Avon. Asta poate să însemne lebăda din cuptor, nu? The Swan of Avon. Avon. Avon e o localitate. Și Shakespeare a scris 39 de piese, mi se pare, cartea de sonete, în alte cărți de versuri. Are o carte care este tradusă Răpirea Lucreției, dar titlul nu este Răpirea Lucreției. Este altă, The Rape of Lucrece. Și el efectiv a avut un talent și are un talent colosal. Dacă îl citești, efectiv, îți crește creierul. La bun, și ce se întâmplă mai departe? Mai departe a fost Volpone, Ben Jonson, altele.
Oamenii ăștia au început, deci Shakespeare a început omul să se privească spre antici, în teatru, vreau să spun. Să zică, bă, Iulius Cezar, poveste morală din istorie, să facem o scenă pentru oameni. Sau Timon din Atena, și mai tare. Nu știu ce, Coriolan, multe. Sau legende, simbăline, trebuie din astea. Sau ferii, visul unei nopți vară. După aceea au început să se scrie piese, au scris francezii pe la perioada lui Ludovic Soare al XIV-lea, când te uită la amintat, 1140 oare. Și a scris Molière, care este un bun dramaturg. A scris Harpagon, a scris mai multe. Eu n-am prea studiat teatru francez. Am văzut un spectacol scris de Simon de Beauvoir sau Marguerite Yourcenar, o scriitoare lesbiană franceză și efectiv. Am zis că nu mai vreau să văd așa ceva veac. Văzut la Euphorion. Vreau să zic că după aceea a venit Racine, Corneille, Boileau cu arta poetică, nu? În fine, am avut o profesoară, eu am fost la profilul, acolo m-am dus la engleză, care era foarte dedicată, și literaturii și toate astea, la Colosal, Camelia, Faur. În timp ce era franceză, nu prea atâta o interesa de literatură, nu avea nici manuale. Ne-a învățat. Un Corneille, Surasin, Boileau, la Fontaine, și așa mi-au dat pe toți clasicii francezi și gata. Mai departe, ce vreau să zic e că după aceea a apărut clasicismul, iluminismul, treburi, au început oamenii să scrie, după aceea romantismul s-au scris, treburi, a făcut, a apărut drama, protoformele dramei. Nu se poate spune că a început cu Ibsen. Aproximativ în anul 1830 ceva, se spune că atunci a început romantismul, posibil în Anglia, în Franța, pentru că romantismul începuse, pe la 35 se terminase. Germania a început, cred că înainte de 1800 și în Anglia. Dar Victor Hugo a prezentat drama Hernani și a fost scandal. A fost scandal la Sinfonia Fantastică a lui Berlioz, un compozitor romantic francez. Era scandaluri. Viața mea e un text scandal romantic. Și asta încerc să zic, dacă puteam să zic în câteva vorbe, dar nu mă înțelegeai. Dacă tragedia arată relația cu Dumnezeu, nu? A omului grec și universal. Dacă comedia arată un fel de spiritualitate a unei comunități care împărtășește câte ca degetele la o mână, ca o familie lexicală, împărtășește același valori, același trup, același Hristos, nu? Dacă lucrul ăsta se perpetuează în teatrul medieval, teatrul comedia de arte, care este totuși foarte moral, nu? De oameni săraci și necăjiți care încearcă să trăiască. Dacă se vede asta și în Shakespeare și posibil și în Marlowe, nu? Cu tragica lui istorie, la Volpone, adică la Ben Jonson, se vede la teatru francez, teatru european, se vede dramele astea posibil și la Goethe, nu? Este așa de apreciat, cea mai apreciată carte în lumea germană, nu? Wow. E bine, pentru că este ca și Goethe cel istoric, adică, domnule, tu poți să zici ce vrei despre mine, vreau să te ajut. Și cam asta zice orice doctor. E bine, pe aceea apare acest Ibsen, Erik Ibsen, care este considerat
creatorul dramei, efectiv, specia drama. Ei bine, drama, cum vom încheia și vom vorbi mai departe despre, de la Ibsen la Beckett și după aceea la Seinfeld și până la azi.